sunteți pregătiți să o cunoașteți pe fata? Da. Cea nouă? Da. Alta, dar ea nu mai are răbdare. Nu, nu crezi? Dragii, nu mai cred nimic! Spui. Bănuiți. Dar bine, să nu ne repetăm. Cum credeți că se numește? Maria. Ana. Ioana. Ceva cu P? Nu, Ioana se numește. Paula. Paula. Iuliana. Corina. Se potrivește cu numele unuia dintre voi, numele ei. Patricia. Roberta. Andreea. Rodica. Andreea. Ionuț. Petra. Ionela. Ionela. Petra. Ionela. Nimerit Patrick. Patricia. 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 Tu, te rog? Patricia. Patricia. Patricia, mă. Patricia. Patricia. La ude nu, poate mai tare. Ai mușcat-o iar. Hai, Patricia, vino. Te rog. Pe asta am auzit eu. Și cum ai țigat un om? Mă, că vine. Vezi că vine. Bine, gata, a intrat. Bună ziua. Bună, bună ziua. Bună. Salut. Salut. Faci cunoștință cu băieții? Bine, cum vrei tu. Cum vrei tu, dacă nu... nu... Este emoționată. Patricia, îmi pare bine. Patricia, îmi pare bine. Patricia. Îmi pare bine, Patricia. Patricia, îmi pare bine. Andrei, îmi pare bine. Încântat. Îmi pare bine. Marinela, unde te uiți? Bine ai venit. Bine v-am găsit. Te-ai plictisit? Puțin, da. Dornică să intri în Casa Iubirii? Sigur că da. De ce? În primul rând am intrat în Casa Iubirii cu scopul de a căuta un băiat apropiat vârstei mele. Eu am 19 ani. Cu care să rezonez și poate, de ce nu, să formez o relație. Dar de ce apropiat vârstei tale? Știu că în vârsta asta nu e o problemă așa prea mare pentru tine. Păi nu este o problemă, dar deocamdată așa aș prefera. Am înțeles. Băieți, eu mă retrag puțin și vă las pe voi. Dacă țăriți un pic, pot să intervin. Adică mă retrag din a vorbi și vă las pe voi să preluați... Eu am impresia că o să plecați. Da, dar nu plec. Ieri stau aici și pot să intervin. Patricia, vrei să le spui băieților câteva lucruri despre tine? Și apoi o să te întreb, evident. Sigur că da. Am 19 ani, vin din Câmpia Turzii, județul Cluj. Ca și profesie sunt manicuristă, lucrez în domeniul de 5 ani. Am absolvit anul trecut liceul, nu m-am înscris la facultate, dar doresc să-mi continui studiile. Ce să mai zic, am avut două relații, una de una jumate și una de 8 luni. Ambele s-au încheiat din același motiv, din cauza geloziei. Și mă descriu a fi o persoană ambițioasă, harnică, destul de extrovertită. Ca și hobby, nu prea am multe activități, pentru că nu-mi permite timpul, dar îmi place să ies cu fetele, să mă plimb prin parc. Sport nu fac, sunt foarte comodă. E, arăți foarte bine, chiar dacă nu e nevoie. Mulțumesc. Uzi, Andrei. Gata, Iema, cine Iema? Te place. M-am speriat că nu ziceți nimic, dar se pare că... Bravo, Andrei. Avem în geantă. Mergi înainte cu Emo, să fii încântat. Bun, băieți, întrebări. Ai emoții de brazi, Nicule. Nu se vede. Nu prea. Nu? Nu. Foarte mare emoții. Ești o persoană geloasă? Da, dar în mici măsuri. Adică nu vreau să strice momentele frumoase, gelozia dintr-o relație. Cu măsură. Ce preferi, muntele sau plaja? Ambele. Ambele? Ce îți place să faci în timpul liber? Am zis că nu prea am timp liber, dar... Timpul ăla îmi place să citesc o carte, să mă uit la un serial. Super. Da. Și eu citesc. Pe etichetele. Te vezi peste 2-3 ani într-o familie, să formezi o familie? Într-o familie, nu. Să ai copii, mă refer. Copii, nu. În 2-3 ani, sigur, nu. Dar
Peste 5-6, da, eu zic că ar fi o vârstă... Dar relația ta s-a terminat în urma unei gelozii, să înțeleg, așa ai spus. Da. Dar poți să ne spui dacă ai dat motive de gelozie bărbatului de lângă tine? Nu. Ia, Patricia. Patricia. Mamă! Domn, este șaten, brunet, așa. Da. Și este și ampiele. Și are și două lănțișoare ca ale tale. Opa. Ea ne arată. E șatena sau? E mai mare ca noi, are peste 20 și un pic. Crezi? Uite-te la gât. Nu știu, dar tu ai mare, sigur. Să știți că iubesc această emisiune și vă mulțumesc enorm de mult că știți mereu să ne țineți pe foc. Dacă ajung la 45 de kilograme, să știți că datorită la această emisiune m-a făcut așa. Dar nu mai zice și se stresez, că ai cuplu, ai tot. Cristina, nu știe, ne-am arătat pe ecran. Să zicem că e blondă. E blondă și seamănă. E bine că nu e blondă. Are extensii. Niciodată nu am oferit motive să nu aibă încredere în mine. Întotdeauna am vrut să, cum să vă zic, să ofer încredere, dar nu știu, din anumite aspecte nu am primit același... Recent ai ieșit din relația cu el? De aproape un an. Okay. Sunt vindecată. Cum trebuie să arate între pentru colegii mei, cum trebuie să arate pentru tine persoana care să se ridice la rangul tău, habarna? Potrivită. Potrivit. Câteva descrieri fizice sau nu știu. Păi, în primul rând să fie fit. Nu am mari pretenții să fie brunet sau roșcat sau blond cu ochi albaștri. Nu. Ca și aspect fizic nu mă interesează aici. Aici contează cel mai mult. L-ai însoțit la sală dacă face sală sau vreun sport? De exemplu, sigur tenis? Sigur că da, aș avea un motiv. Întreb pentru un prieten, îți plac motoarele? Nu. Te consideri o persoană matură? Da. La vârsta ta? Da. Eu când am fost mică nu am prea avut copii în jurul meu. Fiind așa natură să cresc între oameni maturi, am acaparat de la ei aceste calități, să zicem. Care este cel mai mare lucru, cel mai deranjant lucru pentru tine pe care nu îl poți accepta la un bărbat? Minciuna și trădarea. Deci nu-i place să fie mințită. Ai fi dispusă să te schimbi de locație pentru iubire? Da. Da? Da, nu sunt și în Spania? Și în Spania. Spune-ne 3 cuvinte despre tine care te-ar descrie. În spaniolă. În română, te rog. Ambițioasă. Educată. Și reținută. Și harnică. Fata asta o să fie pregătită. Acum ai luat-o pe urmele mele. Ia, Patrick. Iar o faci privirea lui Dulce? Nu, nu că la mine nu a stat așa, la mine a stat așa. Adică nu e același. Nu pare. Aceeași privire, el cu mimica, cu gesturile. Soarbe din priviri. Ei, nu chiar. Ceva nu i-a plăcut. Uh-huh. L-a băgat în friendzone, probabil de aia. Eu sunt curioasă tare dacă e mai rea ca mine. Eu asta sunt curioasă. El poate știe că acum îl vedem la față. E posibil și asta. Controlează. Ia, uite. E, na, că nu poți controla. Eu și Andrei. Dar Robert, uite acolo. E, Robert nu-mi pasă. Robert e cel mai interesat, cred că. De ce? Păi Andrei încă e cu gândul la el. Robert nu e interesat în nimic. Sau și Andrei deja în altă lume. Robert e interesat. Da, uite ce încântat e Andrei. Da, de sus până jos, păi, așa. Dar nu o să vorbească fata aia și ea se uită. Cristina, a venit fata nouă. Ia, Alexandru. De unde știi? Că ne-a arătat așa puțin, e blonduț. Mi-a dat reacțiile. Pare blondă. Ceva ca al meu la vârf. Ce reacție au? Râde, ce râde, Radu. Radu, și Eva. Poate o știe de asta. La mine n-au râs. Radu, nu, face asta. Radu, o știe de asta, râde. Uite ce frumos se uită. Dar toți acolo s-au uitat. Nu știu că la mine, deci eu te anunț că sigur o știu, pentru că la mine n-a râs niciunul. La mine toți au supărat. Asta lasă că și Alexandru a râs. Andrei și era de sunt Andrei s-a uitat de sus până jos. S-a uitat și nu. S-a uitat, a râs și după într-o dată s-a schimbat. Mamă, dar și râdea Radu, adică era super. Ok, da. Păi nu fi mai supărată, nu fi supărată. Nu, supărată. Va fi tot